Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Gorj are un program extins în această perioadă pentru a putea răspunde tuturor reclamațiilor făcute de cetățeni. Numărul de telefon al comisariatului va fi redirecționat în timpul zilei de Paște spre numărul comisarului șef Mădălin Giurcău, iar comisarii instituției vor pleca în control acolo unde va fi nevoie. Mădălin Giurcău, comisar șef al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Gorj, a declarat că în cursul acestei luni, controlele efectuate de către comisarii instituției au fost sporite pentru a se asigura că produsele puse în vânzare de comercianți sunt corespunzătoare. Verificările vor continua și în perioada sărbătorilor pascale. În cursul lunii aprilie, comisarii instituției noastre vor spori numărul de controle, având în vedere apropierea sărbătorilor pascale, astfel încât pe masa consumatorilor să ajungă doar produse corespunzătoare. Giurcău susține că în perioada Paște lui se vor constitui echipe care vor pleca în control în urma sesizărilor primite de la cetățeni. În perioada sărbătorilor legale vom constitui echipe care se vor deplasa în urma sesizărilor ce urmează să vină din partea consumatorilor, dacă va fi cazul. Mădălin Giurcău spune că în cele 3 zile de Paște, numărul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Gorj va fi redirecționat spre numărul său și va răspunde la toate solicitările pe care le va avea. Numărul de telefon va fi redirecționat și sâmbătă și duminica, precum și luni, fiind liber pe numărul comisarului șef, voi răspunde la toate solicitările consumatorilor. Pentru a sesiza protecția consumatorului, gorjenii pot apela numărul de telefon 0253 212521.